dimineața! Ce faceți? Mă numesc Bianca și astăzi mi-am propus să vă arăt ce mănânc într-o zi. Astăzi voi mânca crud. De obicei vara nu prea gătesc, ci este foarte cald deja afară, așa că prefer să mănânc crud. De obicei încep ziua cu apă și apoi cu un fruct zemos, așa cum este acest pepene. Dar acest pepene nu este atât de delicios pe cât mi-aș dori, așa că o să-l blenduiesc cu un pic de suc de portocale. Va lua puțin să-l termin. După cum vedeți, sunt un pic mai mult de 2 litri aici. Să încercăm. Este foarte bun. Am avut pepene la frigider și acum este răcoritor. Încă un lucru. Nu uitați să vă aplicați sucurile, smoothie-urile, pentru ca mâncarea să se amestece cu saliva, iar procesul de digestie să înceapă. Ne vedem la masa viitoare! Și acum, următoarea masă este papaya. Avem aici cam 1,5 kg, tot cu semințe și cu piele. Aceasta este a treia masă pe ziua de astăzi și voi face un smoothie bowl. Veți avea nevoie de piersici, mango, papaya, cireșe, agute, zmeură, portocală și salată verde. Voi încerca să măsor totul pentru voi ca să vedeți câte grame, care este gramajul. Miroase divin. Voi blendui acest mix de mango și suc de portocale. Blendui piersicile și salata verde. Sunt foarte coapte, așa și trebuie să fie, și pielița se duce foarte ușor. Am aproape 500 de grame de piersici și voi adăuga salata verde. Nu este foarte dulce, dacă îl vreți mai dulce, adăugați curmale sau fructe uscate sau banane. Și acum să adăugăm restul de ingrediente. Cam așa arată rezultatul final. Ce multe culori! Aproape crucubeu! Acum voi prepara cina. Voi prepara pentru două persoane, pentru mine și pentru iubitul meu. Voi face paste din zucchini, din dobleceni și cu un sos pesto. Veți avea nevoie de zucchini, salată verde, fulgi de drojdie, roșii, semințe de cânepă și usturoi verde, foarte puțin, rucola, busuioc, desigur, avocado, lămâie și roșii cherry, că uscate, dar le-am rehidratat. Veți avea nevoie de o mașină ca aceasta care face spaghetti sau puteți folosi Julienne Peeler sau pur și simplu potato.
Puteți un pilor. Sau pur și simplu curățător de cartofi. Nu știu cum se zice. Voi începe să fac pastă din zucchini. Pastele pot să fie foarte lungi, ca acestea. Dar mie nu-mi place și atunci o să tai un pic în bucățele mai mici. Un alt mod în care puteți să faceți paste este să dați zucchini dovlecelul la răzătoare mare. Sau dacă aveți robot de bucătărie, la răzătoare mare aici. Și din nou voi măsura gramajul pentru avea o idee. Voi adăuga zucchinile întâi, dovlecelul. Busuiocul. Am lăsat doar frunzele. Și voi procesa momentan doar acestea pentru ca volumul să scadă. Voi adăuga niște rucola. O mână. Apoi semințele de cânepă și usturoiul verde. Sucul de la o lămâie. Și jumătate de avocado. Este foarte mic. Puteți adăuga mai mult dacă vreți. Este foarte mic. Cred că voi adăuga mai mult. Roșiile și roșiile cherry. Este aproape gata, așa că voi adăuga fulgi de drojdie. Și acum voi încerca să amestec. Și rucola. Și acum sosul de pesto. Și acum voi pune pastele noastre în bărcuțe de salată. Desigur, puteți să mâncați aceste paste așa cum sunt. Eu am decis că vreau să le pun în bărcuțe. Voi adăuga încă un puțin de fulgi de drojdie în locul parmezanului. Ziua de astăzi. Vă voi arăta cum arată de aproape. Așa arată bărcuțele noastre. Și cam așa arată pastele noastre. Dacă v-a plăcut acest video și vreți mai multe video ca acesta, cea bună cheie într-o zi, dați-mi un like. Dacă nu v-a plăcut, dați-mi un thumbs down. Care obicei găsiți ingredientele soția de sub video. Până data viitoare, la revedere!